politici, eu luam pe instinctul. Eu fui aici, bătai cu politici, la politici și te stai pe el. Ăla-i Cotto. Un echipaj de ordine și siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare a intervenit la o unitate școlară de pe raza municipiului după ce a fost sesizat cu privire la faptul că un elev are un comportament deviant și a început să distrugă bunuri din sala de clasă. Întrucât elevul s-a manifestat agresiv după sosirea polițiștilor, a fost imobilizat și condus la sediul poliției. A fost sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare cu privire la comiterea infracțiunii de ultraj. Okay. Să ne spuneți, vă rog frumos, ce s-a întâmplat ieri cu elevul din instituția dumneavoastră de învățământ? Ieri am avut un incident neplăcut în școală. Un elev de la școala profesională, în urma comunicării absențelor de către dirigintele clasei, a devenit violent, agresiv, a început să lovească cu pumnii pereții, mobilierul din jur și dirigintele ne-a informat despre acest aspect. Am apelat organele de poliție, care s-au deplasat în școală într-un timp scurt și au încercat să-l liniștească. El a fost în continuare agitat și la un moment dat lucrurile au degenerat, a devenit agresiv, violent, a început să lovească organele de poliție, reprezentanții prezenți în școală de la poliție și au fost nevoiți să-l imobilizeze sau să-l rețină și l-au dus la secție. Da, spuneți-mi, de la ce a pornit acest incident? De la faptul că contra incidentele a comunicat că i-a comunicat că are un număr mare de absențe și că îi se va scădea nota la punctare, iar ca și consecință îi se va ridica bursa profesională. Și atunci a devenit violent. A devenit agresiv, verbal, în prima fază. A dat, cum am spus, pumnii, pereți, în obiectele mici. Am înțeles, ați mai avut probleme cu el? Deci, de la începutul anului școlar și până acum, am întâlnit pentru el Consiliul Profesorilor Clasei în câteva rânduri. Dirigintele a luat diferite declarații, angajamente. Am luat legătura cu reprezentanții casei de cuib familia din care el provine, cu tutorele, reprezentantul legal al elevului SAS, Roland Ovidiu. De fiecare dată a promis că se îndreaptă, dar a doua zi revenea la comportamentul acesta neadecvat. Cu colegii de clasă, cu cadrele didactice a fost agresiv? Deci, dar lungul timpului. Da, în această perioadă cu profesorii a avut un limbaj nepotrivit. A adus în jurii profesorilor, se ridică, pleacă de la ore, revine. Deci are un comportament absolut nepotrivit și deviant. Uneori avem senzația că ceva este în regulă cu comportamentul lui psihic. Situația școlară cum este? Situația școlară este una destul de slabă. Este pasibil să rămână și corigent. De asemenea, văzând că are așa un astfel de comportament, l-am trimis la psihologul școlar pentru consiliere, după care nu l-a acceptat la început, dar după multe insistențe a acceptat și chiar a reușit să meargă la trei ședințe de consiliere. S-a schimbat ceva? Atunci, pe moment, se pare că înțelege, conștientizează că trebuie să schimbe comportamentul, dar în ziua următoare revine la atitudinea și comportamentul pe care îl are aproape în fiecare zi și promite, dar nu reușește să se țină promisiune. Despre incidentul cu poliții și despre actul de agresiune în sine, cum comentați?
Iată, părerile sunt împărțite în ceea ce privește intervenția organelor poliției. A fost corect intervenția poliției? Intervenția a fost una foarte civilizată, politicoasă, la un moment dat cu răbdare, chiar înțelegătoare, dar la un moment dat lucrurile au scăpat de sub control și el a devenit agresiv. Că și domnii s-au exprimat la un moment dat, dar cum ați reușit până în acest moment să comunicați cu aceste elevi și să reușiți să ajungeți până în acest moment și de ce în alte situații create de elevi nu au sesizat poliția? Deci, practic, nu a fost o gestionare necorespunzătoare a situației, ci polițiștii au încercat totuși să-l protejeze. Da. La un moment dat chiar ne gândeam să-l mai punem, să mai dea un angajament, am stat de vorbă, să încă o declarație, încă o șansă ca el să se îndrepte, lucru care nu l-a mai putut pune în aplicare pentru că deja el a escaladat situația prin atitudinea lui. Spuneți-mi, ce veți face de acum înainte? Noi ne-am interesat acum despre el, despre situația în care se află acum. Am înțeles că a fost trimis la Cluj, la clinica de dezintoxicare, pentru 10 zile și s-ar putea ca să se întoarcă în colectiv. Înțeles. Este consumator de ceva substanțe sau de alcool? Nu știm, nu avem date certe, nu putem să facem o astfel de afirmație, dar am înțeles că a fost supus unor analize medicale și în urma acestor analize a fost trimis la Cluj. Ce puteți să ne spuneți despre cazul elevului de la Liceul Economic? Tânărul face parte, într-adevăr, din sistemul DGASPC Maramureș, fiind beneficiarul unei măsuri de protecție specială. Situația lui este cunoscută de conducerea instituției noastre. Acesta a fost evaluat și a beneficiat în ultima perioadă de consiliere de specialitate, atât în cadrul unității școlare, cât și în cadrul sistemului de protecție a copilului. Vorbim așadar despre un tânăr cu probleme de comportament, care este supravegheat și monitorizat de personalul de specialitate al DGASPC Maramureș, care, recunoscând că folosește substanțe interzise, a beneficiat inclusiv de consiliere din partea specialiștilor antidrog. În urma manifestărilor recente din cadrul unității școlare, minorul a fost evaluat medical la Spitalul Județean din Baia Mare, unde testul antidrog a fost negativ, motiv pentru care s-a decis trimiterea acestuia pentru o evaluare de specialitate la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca, unitate unde i se va stabili diagnosticul CERT, tratamentul medicamentos și măsuri de consiliere psihologică ulterioară. Este cert că și noi, în calitate de reprezentant legal al minorului, încercăm să-i oferim sprijin și să-l recuperăm, nu să-l supunem oprobiului public. Totodată vă reamintesc și faptul că avem obligația de a-i proteja imaginea și, evident, de a respecta prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.